Bă, Robi, uite, n-am nevoie de cont și vreau să-l doresc unui băiat care chiar n-are cont și vreau să... și vreau să... Ok, cui vrei să-l dai? Erau doi default. Cine erau default? Ia? Salutare, Robine și Robine, te bine v-am găsit, fraților, la un nou clip de această dată, oameni buni. Din câte puteți vedea, o să ne jucăm Fortnite, Simon spune. Știu că de obicei chestia asta se face pe livestream, dar am zis, băi, dacă tot fac chestia asta pe livestream, de ce să nu fac și pe un clip ceva mai special, ca să zic așa. Oameni buni, înainte să începem, nu uitați să vă dați acolo butonul de like și de subscribe. Follow pe Instagram la 1robinetunu. Join pe camera de Discord pe care o aveți absolut întotdeauna în descriere. Și bineînțeles, băieți, codulețul meu pe Item Shop dacă vreți să apareți pe ecran. Ca de obicei, băieți, ca și acești băieți care apar chiar acum pe ecran. Și bineînțeles, băieți, în descriere aveți un link către un PC foarte bun și foarte ieftin. Mă rog, comparativ calitate-preț, de pe PC Garage, alături de un codex pe care îl puteți folosi la absolut orice produs dacă doriți o mică reducere. Oameni buni, nu mai vorbesc atât de mult, vă las direct cu clipul, vizionare plăcută! Bun, băieți, am intrat și noi pe Creative, suntem aici alături de oameni cu skin-uri din ce în ce mai colorate și niște default save, băieți, Doamne ajută să fie bine, să nu fie rău, ce acest băi, băieți. Bine, de fapt, ei sunt mai buni, nici măcar nu știu de ce am întrebat. O să ne jucăm Simon spune, cum am zis și în, și în intro, și eu propun să-i dăm drumul. Eu am deja aici toate armele, vedem exact ce regulă să punem, băieți, și premiul este un cont de Fortnite. Ok, hai să cobor și pe cealaltă parte. Hai că am cobor pe cealaltă parte, dacă e, băieți, cred că întâi trebuie să vă dau vouă acces pe aici. Haideți. Ia uite ce vin ei, băieții. Periculoși, holy shit, ok. Hai să pic și eu aici. Ok, hai să începem. Simon spune să faceți o linie pe cuburile alea. De acolo să vă urcați fiecare pe câte un cub. Au căzut băieții. Ok. Și cred că ăștia au fost toți. Pot să închid și eu ușa? Cred că da. Hai să dăm aici să o închidem. Mi se pare că pop între asta. Păi, uite, sunt lipsă 3. Nu știu ce sunt. Hei, de ce nu știu roșii, frate? A, nu e roșie. Ok. Fiți atenți, haideți după mine. Uitați, băieți, am luat oameni de elită care știu să joace, să mă spune. Ok, perfect. Să mă spune să veniți după mine. Hai să vedem, băieți, exact ce minigame-uri putem face cu ei. Sunt cu ei pe Discord. Nu știu dacă am menționat chestia asta. Ba da, am menționat chestia asta. Și băieți, ce am putea să facem întâi? Facem puțin scaunele dansatoare sau nu? Că eliminăm parcă prea mulți aici. Hai să mergem puțin la jocul cu tufișul, băieți. Luați-vă fiecare cât un tufiș, puneți-l pe voi. Eu o să stau cu spatele, băieți, și voi să trească să vă pitiți prin țarcul ăla acolo. Perfect. Hai că am înțeles. Ok, o să trag tot așa cu ochii închiși. Am nimerit ceva? N-am nimic, dar o să trag acolo de aproape. Ok, l-am nimerit pe Red. Băi, Red, rip, bradere. Holy shit, ok, băieți. Nu vreau să elimin foarte mulți așa din prima. Așa că... fiți atenți, veniți după mine. Ca să vă scot tufișul. Oh, god, să nu omor pe cineva din găsirea. Băiatul ăla nici măcar n-avea tufiș pe el, serios. Ok, bun, gata, mai are cineva tufiș. Mamă, cât sunt, băieți, ne atacă tufișurile. Eu zic tufișii. Ok. Bun. Atât? Atât. Perfect. Veniți după mine, băieți. O cursă cu mașinuțe. Veniți după mine, băieți. Veniți aici. Aveți grijă să nu cădeți în trape, pentru că pe live se cade foarte mult pe aici. Hai să le acopăr eu. Uitați să zic Simon spune. Anyway, nu vreau să fac asta. Ok, Simon spune să urci tu ninja în mașinuța asta, că văd că au ieșit oamenii din mașini și nu prea contează. Da, e ok. Urc aici. Simon spune să urci aici. 3 secunde. 1 2 3. Brother, îmi pare rău, dar trebuie să urci în mașinuță. Ok, Simon spune să urci tu, Iconic, în mașinuță. Ok, perfect. Bun, Simon spune, băieți, la numărătoarea mea o să porniți toți. Simon spune să veniți voi, spectatorii, după mine, ca să vedem toată cursa de aici, de sus, băieți. 3, 2, 1, start! Băieți, ultimul care ajunge o să moară, din păcate. Nici măcar nu știu unde e finish-ul. Deci o să mergem, băieți, de fapt, nu, finish-ul e aici. O să vedem, așa. Ia uite-l pe băiatul ăla ce s-a învârtit, holy shit. Hai să vezi. Ia uite ce sar, băieți, holy shit. Mau, s-a răsturnat băiatul ăsta. Ok, ia uite-l pe ăsta ce... Bă, băieți, vine peste noi. Ok. Nu, rip, bă. Mamă, ce e aici, holy god. Ia uite, bă, ce sar. Sunt nebuni. Ok. Nu cred că trebuia să urci acolo cu mașina, dar ok, deci s-a ajuns 1, 2, ia să vedem, băieți, bătălia între băieții ăștia de aici. No, nu te cred, dude, mamă, ce ghinion a avut băiatul ăsta că a dat de bounce pad, băi. Asta cred că e pateu, oricum e bine dacă l-o mol, pentru că asta mi-e, că ăsta pot să mă joc mereu, băieți. Eu uite că am venit cu mașina aici, băieți, hai să mergem cu mașinuța, let's go.
Titit! Cum se dădea boost cu asta? Că nu mai știu. Hopa, asta e cam... Oh my... Ok, ok, ok. Băieți, what? Ok, trebuie să rămână unul pe lângă ca să putem da elimination. Ok, păi perfect. E unul pe lângă, sunt doi pe lângă. Să dăm două eliminări. Ok, da, o să dăm două eliminări, băieți. O să jucăm scaunele muzicale. Știți cum e, știți cum e jocul? V-a jucat vreodată la grădiniță? Fiți atenți, băieți. O să dau eu un emote și când opresc emote-ul, voi să trească să vă urcați pe scaun. Așa că dați-vă jos de pe scaun și învârtiți-vă în cer, băieți. Ia să vedem noi, bă, băieți. Băieți, învârtiți-vă, că dacă nu, e jale. Toată lumea într-un sens, dacă se poate, că o să vă blocați. Nu urca pe scaun, bradere, nu urca. Ok, o să facem și bravo, schimb băieți, tot cu băieții de pe Instagram, Discord și o să mai facem și partea a doua de la mapa DCS. Ia uite pe ai mei, hai băieți, dați acolo, învârtiți-vă. Nu te cred. Ok, sunt doi pe un scaun, bradere, îmi pare rău, dar... Nu prea am ce să fac. Oh god, băi, mi-e așa milă să-i omor, dar nu-mi prea am ce să fac, bro. Îmi pare rău, Speedy. Nu fac, nu-i am citit mele celui pe care l-am urât înainte, dar nu contează, băiți. Îmi pare rău. Simon spune ca tu să vii la parcurs, bradere. Fii atent, ai două șanse. Nu trebuie să cazi, ține minte. Dacă ai căzut, e rip, ok? Merge așa, hop, hop. Ăsta e parcursul, bradere, hai după mine. Nu te grăbi, nu te grăbește nimeni. Ai două șanse, nu uita, ai voie să cazi doar o dată. Da, așa să mă duc eu. Bine, nu l-am făcut eu, vezi că dacă nu ți se jump-ul ăla e rip. Ok, rip o șansă, fugi acolo, mai ai una. Bradere, concentrează-te, nu te grăbește nimeni, ține minte chestia asta. Te rog să-ți iasă, te rog, nu vreau să te omor, nu vreau, oh, nu vreau să mor pe nimeni. Hai, îți schimb degetele, frate. Mamă, la fix, bro, GG, ok, ai scăpat. Ala, bala, portocala, cine mi-a furat banana? Iconic. Asta îmi pățesc eu la școală, băieți. Nu vreau să ies la tablă. Îmi spune profesoara sau profesorul, cine vrea să iasă la tablă, mă pune așa cu capul pe bancă sau mă pitesc în spatele. Robi, tu la tablă, let's go. Ce vreau asta, ok, fii atent. Vino tu la parcur. Bradere. Băieți, știu că ce-am făcut n-a fost chiar foarte ok, pentru că nu am respectat atât de mult Simon spune, chiar îmi pare rău. Eram foarte concentrat pe vorbă și pe gameplay. Așa că dacă vreți o să mai facem un clip și o să fac 100% corect. Simon spune, bro. Îmi pare rău, Andrei. Dar oricum, băieți, contul mi se pare că l-am primit de la Andrei, pe care l-am omorât aici, deci oricum el n-avea nimic de câștigat. Dar mulțumesc foarte mult, Andrei, de cont. Ok, băieți, Simon spune să veniți după mine. Mergeți așa pe fiecare culoare și o să zic o culoare și o să trească să vă duceți toți acolo. Ultimul care ajunge pe culoare respectivă e caput, ok? Acum sunt 6, dar nu contează. Băieți, învârtiți-vă fiecare pe câte o culoare. Nu, Omega nu era mort, băieți, că am făcut parcurs mai devreme. Ok, hai, dați acolo pe culoare, băieți. Nu te învârti doar în portocaliu, că poți să zic altă culoare, bradere, și o să fii departe. Ok, o să zic culoarea... Ce culoare? Alb, băieți. Filmez Luca. Ok, cine a ajuns ultimul, băieți? Red Knight-ul sau Fata Roșie? Bă, toată lumea sau... Băi, bradere, nu? Da, aici din păcate am omorât omul greșit, dar o să mă răsplătesc și o să-i ofer eu un cont sau o să văd eu ce-i fac, băieți, ca să fie totul ok. Simon spune ca cei care sunt în viață să facă parcurs. Cine ajunge mai departe, băieți, sau chiar pe chestia aia, o să rămână în viață. Așa că, hai băieți, dați-i drumul. Două șanse, că aparent e destul de greu. Dar băieți, nu vă grăbiți. O să țin conca că default o dată. Să trebuie să fiși, o să fiși. Ai fost să fiși. Ok. Default vă se mai căzut, probabil că dacă ai mai căzut o dată e... Pe unde e default-ul? Nu cred că s-a mai dus. Ok, a căzut și se mai colopsul. Ok, băi, ok, Dynamo am trezit, acolo Rebecca ai ajuns, Omega, sar și tu. Ok, ai ajuns și tu, dar nu ai loc acolo. Hai să vedem dacă magică Smart Colops sau dacă o să pice default cell-ul. Hai Smart Colops. Asta e frate, l-ai luat, altul e. Ia, altul e! Bine, bradere, mai un ultim jump perfect, default. Asta e ultima ta șansă, bradere. Ia să vedem ce face aici, nu te grăbi, bro, nu te grăbi. Așa. Hai, altul e, bro, altul e. No! Dude, rip. Băi, a căzut la penultima. Ok, mai sunt 4 în viață, băieți, ok? Simon spune să veniți după mine, băieți. Arena impulsurilor, băieți. Doar 4 au mai rămas, băieți. Fiecare să se ducă într-un colț. Adică Simon spune să se ducă fiecare într-un colț. Să nu luați niciun impuls. Dynamo. Bă.
Hai să dăm băieți enable la asta ca să se ridice pereții, băieți, fiecare într-un colț, băieți, ca să fie cel mai safe. Simon spune 3, 2, 1, start. Ia să vedem, băieți, pe ei cum se luptă aici cu impulsuri. Hai să vedem cine o să facă prima mișcare. Prima mișcare e făcută acolo de Snarkolops. Vrea să anunce Dynamo-ul. Dynamo-ul se bate aici cu Omega. Omega-ul este aruncat în aer. Dynamo nu moare. Omega, ăsta cum îl cheamă? Red Knight cred că a murit sau? N-am văzut cine a murit. Omega cred că a murit. Și băi, e situație de 1v1 cred. Gata? Gata? Holy shit. Asta tic de el. Ok, atunci fiți atenți cum facem, băieți. Ia să vedem numele, pentru că o să trească să-și primească premiul, băieți. Cine e el? El este... Oh, God, Anonymous. Băieți, cine era el? Zexe. Ok, Zexe era, băieți, câștigătorul. Acum o să-i dăm contulețul de Fortnite și o să-i intre, băieți, pe contuleț. Băi, Robi, uite, n-am nevoie de cont și vreau să-l doresc unui băiat care chiar n-are cont și vreau să... Ok, cui vrei să-l dai? Erau doi default. Cine erau default? Ia? Nu știu, are vreo 11 skin-uri, bradere. Bun, alege tu, cui vrei să-l dai? Stai puțin, că mă duc pe random org. Cine vrea să fie 1 și 2? Vreau să stau pe random. Scrieți, băieți, acolo pe chat, 1 sau 2. Uitați, băieți, face fratele nostru Zex o faptă bună, o să dea contul acolo. Red e 1 și celălalt e 2. Că... Bun. Bun. Sunteți gata? Red a câștigat. Red? Ok, bradere. O să-ți dau contul și Red o să vreau să intri pe cont și să arăți dovada că gen tu ai primit cont, ok? Bun, băieți, acum așteptăm și noi SS-ul de la Red ca să avem aici dovada că a primit contul. Zex a fost câștigătorul, Zex a donat contul unui bea care a fost default și acum așteptăm să ne trimită fratele nostru Red mesaj. Red, aici, bradere, uite. Uitați, băieți. Red a primit contul, Red să-l stăpâne sănătos. Are Calamity Carbide Drift, am uitat cum se cheamă skin-ul ăsta, DJ Yonder, cred că se chema, Giddy Up, Vikingul, de fapt Vikinga, Redline, skin-ul ăsta de salvamară, Technic și fata aia Lollipop. Oricum, hai că s-a văzut contul, dar nu contează, o să-l blurez eu sau văd eu ce fac. Anyway, băieți, cam atât vă și cu acest clip. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vățați acolo butonașul de like și de subscribe, follow pe Instagram la 1robinetul și join pe camera Discord ca să luați exemplu de la băieții ăștia, că uite, au stat aici pe camera de Discord, am vorbit, cred că de vreo 2 ore vorbim și am zis să și filmăm dacă toți sunt aici. Nu uitați, băieți, să puneți comentariul meu pe item shop doar dacă vă place ceea ce fac și, bineînțeles, băieți, linkul din descriere către PC Garage plus codulețul meu de reducere pe care îl puteți folosi la absolut orice produs. Eu v-am lăsat. Ciao!